Pentru mine, femeia alege înseamnă putere, înseamnă iubire, înseamnă, exact cum spune și titlul, alegere, și înseamnă multe sentimente. Și cred foarte mult în femeie și cred că are puterea de a alege și sper eu să aleagă spre binele ei. Cred că cea mai importantă alegere pe care am făcut-o în viața mea, o să-ți spun una că mi se pare cea mai bună pentru mine și pe care o simt și nu am să o regret niciodată. În momentul în care am hotărât să stau cu Jacqueline acasă, după ce am născut-o 2 ani de zile, să fiu alături de ea, pentru că, uite, a venit momentul în care eu trebuie să fiu în alt loc, și anume să prezintă show-ul Femeia Alege, iar ea mă susține. Simt că mi se potrivește mănușă acest format, pentru că eu mă consider omul iubirii. Omul care iubește iubirea. Îmi place să văd oamenii împăcați, fie că sunt ei singuri sau împreună, dar consider că o relație te echilibrează. Cred că oamenii de acasă ar trebui să se uite la show-ul nostru, în primul rând pentru faptul că este vorba despre realitate acolo, este vorba despre iubire. Și poate că pe timpul pandemiei oamenii și-au accentuat problemele sau poate nu s-au mai regăsit. Iar acest show le dă din nou șansa de a crede în iubire, de a crede că există ceva bun în viața asta și că visele uneori pot deveni realitate. Eu cred că după un astfel de show în care ei vor petrece foarte mult timp, ei cu ei în primul rând, se vor redescoperi, își vor găsi puterea și își vor găsi iubirea. Asta este un plus foarte mare. Vor trece de acel prag în care poate nu se vor simți în primele zile foarte confortabil, totul este nou, dar eu cred că este o provocare pentru toți cei prezenți în casă și cred că o să le schimbe destinul. Ei vor locui într-o vilă de lux, într-un loc extraordinar. Poate că, exact cum ți-am spus, se vor redescoperi și poate că cariera lor va lua un alt drum, va înflori, de ce nu. Vor face foarte multe activități extreme, vor merge cu un elicopter privat, vor ieși la întâlniri, iaht privat, adică sunt foarte multe lucruri noi pe care ei o să le facă, iar oamenii de acasă o să-i privească cu drag, o să se bucure pentru ei, alături de ei, de fapt, și de drept. Îmi doresc să vadă în mine prietenă, poate ca o soră mai mare, sau pur și simplu omul care le vrea binele. Voi fi acolo împăcitoare, voi fi acolo mentorul lor, voi fi acolo sprijin. Poate de multe ori poate ei nu vor putea merge mai departe, pentru că se întâmplă în viață să nu mai poți, să spui gata, nu este pentru mine, sau mai ales când treci printr-o decepție. Iar eu voi fi acolo să le spun că întotdeauna există șansa asta, a doua zi, în care te ridici, mergi mai departe și mergi tot pe drumul ăla pe care ai pornit. Îi voi susține. Istanbulul este foarte ofertant. În primul rând, este romantic, este colorat, este agitat. Și atunci noi avem nevoie de lucrurile astea în viață, știi? Dacă cumva vor fi zile în care vom fi mai ploștiți, atunci, în momentul în care simțim agitație, simțim că și noi putem să mergem mai departe. Mi se pare un oraș perfect, o metropolă romantică, exact cum am spus, și cred că o să-i ajute.